Sau te să de la Kerba. Azi, azi vă zic o teorie scurtă așa despre scooby -Doo. Ok, dar înainte de a începe clipul de azi, nu uitați să pulverizați butonul de like, cel de subscribe, dați și clopoțelul, pentru că veți avea să vedeți pe aici. O, hai să începem! Am zis că dacă tot am vorbit despre filmul Scooby-Doo săptămâna asta, hai să mai fac un clip despre scooby doo și gașca sa. Da, ne mărim și playlist-ul de teorii din desene cu această teorie magnifică despre scooby doo Nu știu dacă v-ați întrebat vreodată de ce pare că personajele de Mr. Ink sunt mereu la drum și e posibil să avem un răspuns la această întrebare dacă e să ne luăm după această teorie din desene. Conform acestei teorii se pare că scooby doo și celelalte personaje ar fugi de războiul din Vietnam. Ideea este că în perioada anilor 70, civile au fost trimiși în acest război, iar acest lucru se întâmplă și cu cei din Mystery Inn. Ne dorind să meargă la război și fugind practic de ordinul militar al Statelor Unite, Scooby și gașca sa erau mereu la drum, de aceea nu ni se menționează niciodată unde se duc ei. E posibil așadar ca cele cinci personaje să se îndrepte de fapt spre Canada pentru a scăpa de războiul din Vietnam. Shaggy este un hippie, iar Scooby este câinele său. Fred trebuie să plece în războiul din Vietnam, dar refuză acest lucru și preferă să fugă, iar Daphne este logodnica sa, care îl însoțește. Velma este un activist antirăzboi care se alătură și a celor patru și astfel împreună doresc să fugă din America, de aceea se îndreaptă către granița cu Canada. Cam aceasta este teoria despre motivul pentru care ei parcă merg undeva fără a avea o destinație propriu zisă. Voi ce spuneți așa despre această teorie? Credeți că e posibilă? Lăsați un comentariu mai jos și vom mai vorbi. Mă las de mânca banane dacă nu apar în clip la final. Cap de sirenă. Te rog, pune-mă la final. Pune-mă la final sau transform toate bananele în banane Lego.